Irina și Maria pregătesc micul dejun. Antonio stă pe canapea, ar fi vrut să și facă antrenamentul, le întreba pe fete cât este ceasul. Apoi a zis că este prea târziu și nu se mai antrenează astăzi. Irina vroia sarea, piperul, erau sus pe etajeră și îl întreba pe Antonio unde este, zicea că nu ajunge de acolo să le ia, cred că i le-a dat Maria după aceea, zicea că Maria e mai înaltă și Antonio a prins momentul să afle câtă, cât are Maria înălțimea, că o tot achinează cu acest lucru, că e pitică, că e grăsuță. Și a întrebat-o pe Irina, tu ce înălțime ai, Irina? 1,55, a zis Irina. Păi ea stai pe lângă Maria să vedem cu cât e ea mai înaltă. <laughs> Zicea că ar fi cam cu 3 cm mai înaltă și ar avea 1,58 Maria, iar ea îi spusese că are 1,60 ceva de genul. O tachina cu acest lucru am mai auzit și zilele trecute. Bai zice că e pitică, ba că e grăsuță. Maria știe de glumă și nu e nicio problemă.